Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, drag Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Dragi miri, Iosif și Cristina, aceasta este ziua unui început, este un eveniment care declanșează un proces, un proces la care v-ați gândit mult în ultimii ani, la care ați visat ca fiecare muritor. Dumnezeu a adus ziua aceasta ca un dar din partea Lui, din partea cerului pentru inima voastră. Dumnezeu vă binecuvintează prin darul acesta și pune lângă fiecare dintre voi pe altcineva care va deveni parte cu fiecare dintre voi. Adică pune lângă tine un soț care va deveni parte din viața ta și invers. Sunteți fericiți pentru că în urma multor experiențe pe care le-ați avut în viața aceasta, unele plăcute, altele altfel, pe lângă evenimentul botezului în apă, în care în mod public ați spus că-L iubiți pe Iisus Hristos, Mântuitorul, și vreți să-L urmați, astăzi sunteți implicați într-un eveniment care vă va marca în mod desăvârșit viața. Noi toți suntem aici pentru că vă iubim și vă respectăm ca oameni, ca frați în credință, pe voi și familiile voastre care se bucură de voi. Ei s-au rugat pentru ziua aceasta, pentru credincioșia voastră, pentru ascultarea voastră de Dumnezeu și pentru un drum drept în spatele Mântuitorului și al șirului nesfârșit de martori sfinți. În această zi, la nunta voastră, alături de robul Domnului, pastorul asistent al Bisericii Elim, fratele Corneliu Olan, căruia îi mulțumim cu recunoștință, pentru că reprezentând calitatea de membru a Miresei, a venit să predice Evanghelia, fiind parte la sărbătoare, vreau și eu să spun un cuvânt de predică, care socotesc că astăzi este relevant pentru evenimentul acesta, în care, în mod special, voi și, la modul general, noi toți suntem implicați. Predica mea pleacă de la o realitate pe care vreau să o creionez, să o prezint puțin. Lumea în care noi trăim este infinită, având în vedere nu neapărat aspectul fizic al existenței, cât în mod special cel spiritual. În acest infinit, complex și divers, fiecare dintre noi avem o mentalitate care înseamnă lumea personală. Fiecare dintre noi credem că lumea noastră personală este totul și este mai bună decât lumea personală a altora. Atunci când vorbim de familie, vorbim de doi oameni, de doi indivizi, în mod patriarhal, biblic, un bărbat și o femeie. Mentalitatea pe care o are o familie este formată din mentalitatea soțului și a soției. Ei vin cu mentalitatea aceasta formată din familie și din mediu unde au fost expuși la un sistem de educație. În momentul în care ei se pun împreună, ei încep să se influențeze reciproc. Probabil unul mai mult pe celălalt decât invers. Indiferent care este raportul de influență dintre ei, la un moment dat, familia lor capătă o anumită mentalitate, o anumită lume, așa cum spuneam mai devreme. Uitându-ne pe scena istoriei, în generația noastră, constatăm că familiile au mentalități foarte diferite despre viață. Unii merg la biserică, alții nu. Este așa de important, e așa de puțin important lucrul acesta? Unii consumă alcool, alții nu. Unii consumă droguri și țigări, alții nu. Unii se opresc undeva în procesul căsătoriei prin divorț, alții continuă. Unii se ceartă și se bat, alții nu. Și exemplele pot continua. Scopul meu este să vă întreb, este bine oricum sau este bine într-un anumit fel? Probabil că puțini oameni ar răspunde este bine oricum. Oricum nu este bine când e vorba de noi, ci doar când e vorba de alții. Dacă într-un anumit fel este bine, care este felul acela? Cei mai mulți spunem că felul nostru personal. Ceea ce vreau să vă spun astăzi prin predica pe care o să o rostesc, este faptul că fiecare familie de pe fața pământului se raportează la viață, se raportează la lucruri, se raportează la ei înșiși, se raportează la responsabilități
și beneficii. Se raportează la cer și la pământ. Se raportează la trecut, prezent și viitor, într-un anumit mod propriu. Felul în care o familie, adică cei doi indivizi componenți, se raportează la lucrurile din existență, fac familia aceasta fericită sau nefericită. Cum poate fi o familie fericită dacă se raportează la conflict prin bătaie fizică? Cât de fericită poate să fie o soție lovită uneori fizic de soțul ei, care o constrânge și o manipulează prin pedeapsă corporală, prin bătaie? Cât de fericit poate fi un bărbat care este ciocănit în fiecare zi cu vreo 20-30 de mii de cuvinte, până la momentul la care nu mai poate suporta teroarea asta? Fiecare familie este fericită sau nu, în funcție de felul în care ei se educă să se raporteze unul la altul, amândoi, la cer și pământ și la lucrurile din prejur. Sunt oameni care se raportează într-un mod echilibrat, alții într-un mod dezechilibrat și confuz. Evident, o raportare echilibrată conduce la o atmosferă de familie liniștită, ambiantă, respectoasă, plină de iertare și iubire. Și invers. Imaginați-vă că se căsătoresc doi tineri, să presupunem că ea sau el vin dintr-un mediu unde s-a consumat alcool și ea sau el a obișnuit să consume alcool în mod permanent, până acolo încât se îmbăta deseori. Celălalt, partenerul, n-a consumat niciodată. Din principiu nu consumă alcool. Ajungând împreună în familie, evident, cel care a consumat va consuma în continuare, că nu îi se schimbă nici gusturile, nici culoarea părului, nici înălțimea. Tot el e, tot ea e. Și după nuntă. Își va continua obiceiul, iar celălalt, evident, își va continua obiceiul să nu consume. Riscul ca nealcoolicul să-l afecteze pe cel care consumă este mic, pentru ca acesta să renunțe la obiceiul de a consuma alcool. De fapt, șansa, nu riscul. Riscul ca cel care consumă să-l influențeze pe celălalt și să consume și el este mare. Iată dar că într-o perioadă de un an, 2, 3, 5, se poate ca și cel care nu bea alcool să înceapă să bea și amândoi în familia lor să se raporteze la alcool prin consumare până se satură. Am dat doar un exemplu banal. Noi ne uităm la viață și vrem să fim fericiți, uitând că fericirea este rezultatul modului în care ne raportăm la viață. Cum ne raportăm noi la păcat, cum ne raportăm la Dumnezeu, cum ne raportăm la diavolul, cum ne raportăm unul la celălalt, cum ne raportăm la responsabilități și obligații. Fericirea nu poate fi cumpărată, nici nu poate fi oferită de guvernul american. Fericirea este rezultatul unei atitudini. Iar atitudinea aceasta înțeleaptă de a te raporta corect la tovarășul de viață, la tine însuți, la oamenii din jurul tău, la Dumnezeu, la biserică, la tot ce te înconjoară și la un fir de păr, conduce la fericire sau la nefericire. În concluzie, fiecare om are ceea ce merită. Niciun om nu-i nefericit din cauza altuia sau fericit din cauza altuia. Poate să fie bogat sau sărac din cauza altuia, dar fericit nu. A fost un pic cam lungă introducerea, dar am vrut să mă asigur că ceea ce spun se va așeza pe ceva ce face sens. Atunci când vorbim despre raportarea familiei la lucrurile vieții, ridicăm două probleme. Una, potrivirea partenerilor. Scriptura spune în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Am găsit două imagini, am vrut să vi le pun, dar am spus că sunt puțin cam bizare să le pun la nunta voastră și am renunțat la idee. Am vrut să pun în jug două animale care de obicei stau în jug, sau a doua imagine, un jug în care un animal e obișnuit în jug, dar celălalt niciodată nu apare în jug, decât în perechea asta nepotrivită. Pavel ia imaginea aceasta din societatea agrară de atunci, când se muncea cu animalele, animalele erau foarte folosite mai mult decât astăzi, astăzi sunt mai mult consumate,
Și vorbește despre comparația aceasta a jugului. În jug se pun două animale care se potrivesc. Nu poți să pui unul înalt și unul mărunt, pentru că stă jugul strâmb. Nici nu poți să pui două animale care nu se înțeleg, nu sunt compatibile. Jugul, de fapt, vorbește despre o compatibilitate, despre o potrivire. Și aduce imaginea aceasta în cadrul căsniciei. Evident, numai pentru asta o aduce în cadrul căsniciei. Nu trece, nu se potrivește în toate aspectele. Și spune că există și un jug nepotrivit, unde cei doi componenți ai jugului sunt absolut nepotriviți. Ei, atunci când vorbim despre felul în care o familie se raportează la viață, vorbim despre faptul că cei doi trebuie să se potrivească, că altfel ei nu se vor uni niciodată. El va rămâne cu lumea lui, ea cu lumea ei, și deși vor dormi în același pat, vor fi două lumi la jumătatea patului despărțite. A te căsători înseamnă a te potrivi cu cineva și a-ți desăvârși potrivirea în procesul existenței. Până la urmă, la ce fel de raportare vreau să mă refer? O să vă dau câteva exemple concrete. Ele sunt fundamentale și pot fi adăugate cu sutele dintre cele mai puțin importante. De fapt, viața noastră este influențată mai mult de amănunte decât de lucrurile majore. Primul lucru pe care vreau să-l spun. Raportarea partenerilor la Dumnezeu. Cum ne raportăm la Dumnezeu? Acesta este primul element care definește fericirea, liniștea, cumințenia, binecuvântarea și pacea dintr-o familie. Felul în care cei doi se raportează la Dumnezeu. Sunt oameni bogați în lumea noastră, dar ei se raportează la Dumnezeu nu prin relație, ci prin religie. Religia nu te schimbă. Religia te face să mergi la biserică la anumite evenimente și nu se întâmplă nimic în interiorul tău, numai că în mod public participi la eveniment. Nu ai o relație cu Dumnezeu, o relație spirituală personală, ci doar iei parte la ceremonia religioasă din cadrul evenimentului respectiv. Ei, familia aceasta s-ar putea să aibă mașini noi, s-ar putea să aibă un venit consistent, s-ar putea să copiilor să meargă la școli bune, dar ei între ei să nu se înțeleagă, pentru că niciunul nu se teme de Dumnezeu. Și când omul nu se teme de Dumnezeu, minte, fură, este infidel față de partener, îl înșeală și are un comportament relativ arogant, egoist. Atunci când omul intră într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu te cumințește, că Dumnezeu e cuminte și te influențează prin cumințenia Lui. Oamenii nu sunt de nimic mai mult influențați în viață decât de Dumnezeu. De aceea, felul în care un om sau o familie se raportează la Dumnezeu nu poate fi decât în două feluri, prin relație cu Dumnezeu sau prin religie cu biserica și cu sărbătorile tradiționale. Când un om intră în relație spirituală cu Dumnezeu, nu-și mai permite să mintă, să fure și să consume o grămadă de lucruri interzise, pentru că el îl respectă pe Dumnezeu și atitudinea lui devine modul în care se materializează, se exprimă respectul. Dar când omul are doar o religie, el nu se teme de Dumnezeu. Crede că dacă nu-l vede poliția, nu-l vede nici Dumnezeu. Crede că dacă nu-l vede soțul, soția, nu-l vede nici Dumnezeu. Crede că dacă nu-l vede șeful sau primarul, nu-l vede nici Dumnezeu. Dar omul care se teme de Dumnezeu nu are nicio importanță dacă îl mai vede altcineva. Simplu fapt că îl vede Dumnezeu și el îl respectă pe Dumnezeu, se abține de la a face binele și se abține de la a face răul și se implică în a face binele. Iosif și Cristina. Felul în care voi veți viețui în viața de familie depinde de felul în care vă veți raporta la Dumnezeu în primul rând. Prin religie, participând la sărbători tradiționale în care nu vă implicați, afectiv sunteți departe de ele, sau prin relație cu Dumnezeu, unde vorbiți cu El în timpul rugăciunii, unde îi ascultați sfaturile de tată în timpul citirii Bibliei, unde vă înfrânați poftele trupești prin post, unde stați în părtășie cu sfinții și fugiți de singurătate și vă închinați lui Dumnezeu în cadrul unei sărbători sfinte, toate acestea sunt manifestări ale relației spirituale cu Dumnezeu. O familie este ceea ce o definește raportul la Dumnezeu prin religie, care de fapt e relația cu biserica, cu sărbătorile tradiționale, sau prin relație, care de fapt e relația personală spirituală cu Dumnezeu. Hotărâți astăzi
care va fi raportul vostru cu Dumnezeu. Raportul familiei Iosif și Cristina Schmalberger. Hotărâți astăzi. Al doilea raport care influențează familia este cum ne raportăm la noi înșine. Oamenii, din punct de vedere biologic, carnal, au tendință de egoism, de mândrie, de lăcomie. A ieși din aceste tendințe carnale presupune un efort de voință și de aplicare. Cum ne raportăm la noi înșine? Cu mulțumire sau cu egoism? Imaginați-vă că vă treziți într-o dimineață, după ce deveniți soț și soție de după amiază încolo, și tu te aștepți ca soția să facă nu știu ce dimineața. Ceva pentru tine, să presupunem cafea sau ceai sau sandwich. Și este o dimineață în care ea, din anumite motive, din punctul ei de vedere justificate, nu poate să-ți împlinească această dorință. Dacă vei fi o persoană care te raportezi la tine cu o stare de mulțumire, vei spune așa: Iosif, nu e nicio problemă dacă ea nu poate, ea e prințesa ta și trebuie să o înțelegi. Dar dacă te raportezi la unul la altul, la tine, cu egoism, cu o părere înaltă despre tine, cu dorința să fii servit, atunci dintr-o dată vei avea reproșuri la adresa ei, vei reacționa cu nemulțumire și vei considera pentru mulți ani de aici înainte absența unui serviciu care tu l-așteptai de la ea. Este foarte important în viață să fim niște oameni altruiști și mulțumitori, nu egoiști. Eu nu-mi iubesc soția că merită, eu nu-mi iubesc soția că îmi face tot ceea ce eu aștept să facă, eu nu-mi iubesc soția pentru că este ideală, eu îmi iubesc soția pentru că am ales cu 28 de ani în urmă și câteva săptămâni să-mi fie tovarăș de viață și de atunci până când pun mâinile pe piept, ea este soția mea, chiar dacă uneori greșește. Chiar dacă în anumite dimineți nu are puterea, din ce în ce mai des, puterea fizică și emoțională și de altă natură, să facă ceea ce trebuie. Dar aceasta, nemulțumirea mea, nu vine din faptul că ea e perfectă sau nu, ci vine din caracterul meu. Când un soț e nemulțumitor, nu e nemulțumitor că soția îl face nemulțumitor, e nemulțumitor că el, în caracterul lui și în structura lui de valori și priorități, are tendință de nemulțumire. Și când e nemulțumitor, doar se leagă de anumite lucruri, dar nemulțumirea e în sângele lui. Pentru că la același eveniment, doi oameni implicați, s-ar putea unul să fie nemulțumit, unul nu. Imaginați-vă o mașină la semafor. Semafoarele, uneori, culoarea roșie ține mai scurt la anumite intersecții, mai lung la alte intersecții. Doi oameni în aceeași mașină. Unul se apucă de cap de nervi și vorbește urât și vulgar: ce ține semaforul ăsta așa mult? Iar altul stă liniștit, implicat în aceeași problemă, în același eveniment. De ce unuia îi sare țandăra și altuia nu? Că pe amândoi enervează culoarea roșie a semaforului care ține prea mult. Felul în care te raportezi la lucrurile înconjurătoare ține de caracter. A fi mulțumitor nu înseamnă a trăi cu oameni perfecți. Nu înseamnă a întâlni mereu verde la semafor, ci înseamnă, indiferent cu cine trăiești, te-ai educat să te poți raporta la mediul înconjurător cu o stare de demnitate și de echilibru. Iosif și Cristina Schmalberger, cum aveți de gând să vă raportați la voi înșivă? Cu o stare nesătulă de nemulțumire, găsind tot timpul nod în papură, sau cu o stare de dragoste, de satisfacție, de mulțumire, în care spui: nicio problemă, data viitoare o să reușești mai bine. Această atitudine de toleranță, de respect, de înțelegere, este atitudinea cu care te tratează pe tine Dumnezeu. Pentru că tu asculți rugăciunea, de aceea oamenii vin la tine. Cine credeți că vă va urma dacă sunteți acri? Dar nu veți scăpa de prieteni dacă sunteți buni. Pentru că fiecare dintre noi căutăm pe cineva să ne iubească așa cum suntem. Nu există soț perfect, nici soție perfectă. Există doar oameni mulțumitori de felul lor și atunci găsesc un mod de a spune: slavă Domnului, e bine și așa. Și oameni nemulțumitori care orice le-ai face, dacă faci toată săptămâna și nu faci sâmbătă, tot nu-i bine. Cum ne raportăm noi
la Dumnezeu, cum ne raportăm noi la noi înșine. 3. Cum ne raportăm la natură? Natură însemnând bani, casă, mașină, tot ce este material și se vede. Cum ne raportăm? Ne raportăm prin administrare sau prin idolatrie? Sunt oameni care își administrează banii câți iau, mulți sau puțini. Sunt oameni care își idolatrizează banii mulți sau puțini. Sunt oameni care își administrează mașina, nouă sau veche. Sunt oameni care își idolatrizează mașina, nouă sau veche. Sunt oameni care își administrează bunurile, multe sau puține. Sunt oameni care își idolatrizează bunurile, multe sau puține. Care este atitudinea noastră vis-a-vis de lucrurile pe care le-am achiziționat, vis-a-vis de natură? E o atitudine de administrare, ne bucurăm. Dacă avem azi bani mai mulți, cheltuim mai mulți. Dacă avem mai puțini, cheltuim mai puțini. Dar indiferent câți avem, nu idolatrizăm. Nu ne raportăm cu idolatrie la lucrurile care ne înconjoară. Nu ne idolatrizăm copilul, nu ne idolatrizăm soția, nu ne idolatrizăm vestimentația, nu ne idolatrizăm nimic și pe nimeni, ci administrăm tot ce ne-a dat Dumnezeu cu o atitudine de mulțumire, de recunoștință și de bucurie. Încă o zi mi-a dat Dumnezeu, slavă Lui! Este o chestiune de caracter care dă fericire familiei. Cum ne raportăm la Dumnezeu? Prin relație personală cu El sau prin religie cu tradițiile bisericii? Cum ne raportăm la noi înșine? Cu mulțumire sau cu egoism? Cum ne raportăm la natură? Cu administrare sau cu idolatrie? Cum ne raportăm la diavolul? Cu împotrivire sau cu supunere? Atunci când vorbim despre cum ne raportăm la Dumnezeu, m-am gândit să vă dau exemplul lui David și Mical. David și soția lui, fiica regelui, Mical. David a avut o stare de bucurie și s-a închinat într-un mod profund, manifestându-se fizic înaintea Domnului. Soția nu gândea ca el și l-a judecat și l-a criticat și a apărut conflict. Când vorbim despre cum ne raportăm la noi înșine, vreau să vă dau exemplul lui Iov și soția lui. A venit nenorocirea peste el. Ce a zis soția lui? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu. Ce a zis el? Nici vorbă de așa ceva. În aceeași împrejurare, doi oameni gândesc diferit. De ce? Pentru că s-au educat să gândească așa. Educația nu se face într-o zi, se face în fiecare zi. Lucrați zilnic la treaba asta și într-o zi va arăta altfel. Vorbeam despre cum ne raportăm la natură și l-am găsit pe Nabal și Abigail. Nabal este un om care, deși are multe animale, nu vrea să dea un animal regelui când este flămând. În timp ce Abigail ia o grămadă de alimente și îi le duce regelui și se închină cu ele înaintea lui. În aceeași familie, soțul e într-un fel, soția în altul. Observați câte atitudini pot avea oamenii vis-a-vis de lucrurile din împrejurul lor și în felul acesta rezultatul e fericire sau nefericire, în timp ce noi toți dăm vina pe alții când ne merge rău. Cum ne raportăm la lucrurile din apropierea noastră, din viața noastră, conduce la fericirea noastră sau la nefericirea noastră. Iosif și Cristina Schmalberger, cum aveți de gând să vă raportați la Dumnezeu? Ca David sau ca Mical? Cum aveți de gând să vă raportați la lucrurile pe care Dumnezeu vi le-a încredințat? Ca Iov sau ca soția lui? Cum aveți de gând să vă raportați la voi înșivă? Cum aveți de gând să vă raportați la diavolul? Diavolul vine în viața fiecărui om. El vrea să domine și să controleze gândurile, sentimentele, faptele, vorbele, atitudinile, motivațiile, totul. Și atunci îl scoate pe om de sub binecuvântarea lui Dumnezeu și în eternitate omul acela va sta unde stă diavolul, adică în iad. A te pocăi înseamnă nu neapărat a-ți schimba biserica, că asta nu rezolvă problema doar asta. A te pocăi înseamnă a te așeza sub domnia lui Iisus Hristos și a ieși de sub domnia diavolului care îți spune mai trage o țigare, mai trage o bere, mai trage o înjurătură, mai trage o minciună, mai trage o palmă și îți controlează viața, simțurile și percepțiile. Cum ne raportăm la diavolul? El vine la fiecare dintre noi și creează situații în care ne predispune să mințim. E o chestiune de caracter dacă dăm curs sau nu ispitei. Creează prin împrejurările la care ne expunem, creează mediu să poftim. E o chestiune de caracter
dacă dăm curs sau nu. Creează mediul să facem alt păcat. E o chestiune de caracter dacă reacționăm sau nu. Degeaba spunem noi, păi din cauza lui, când cineva minte, fură sau face altceva, nu face din cauza cuiva, face din cauza lui. Cum te raportezi la lucrurile din viața ta? Acestea te vor conduce la fericire sau la nefericire. Fericirea nu-i la grămadă, ci fericirea este rezultatul unor atitudini. Cum te raportezi la lucrurile din viață? 5. Cum ne raportăm la sexul opus? Pentru orice om viu, mai ales în tinerețe, dar nu numai, sexul opus este o atracție. De aceea Dumnezeu a îngăduit fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei și în cadrul acesta sfințit de Dumnezeu, al legământului căsătoriei între soț și soție, bazată pe dragoste, există bucuria unității în trup, bucuria unității în duh, bucuria unității în suflet, bucuria unității în minte. Dincolo de asta este păcat, dar nu numai relația fizică, ci și poftirea cu inima în timp ce te uiți fără să te poți abține și controla. Și atunci îți dezvolți o imaginație păcătoasă, măcar că fizic niciodată n-ajungi la nimic. Cum ne raportăm noi la sexul opus, la persoanele de gen opus? Cum ne raportăm? Știe cineva ce gândești când mergi pe stradă? Doar Dumnezeu. Știe cineva ce poftești când mergi pe stradă? Nimeni, doar Dumnezeu. Nici soția nu știe la ce gândește soțul când pleacă de acasă la lucru și nici invers. Cum ne raportăm noi la sexul opus? Lucrul acesta e important. Prin înfrânare sau prin poftire? Înfrânarea e o chestiune de caracter. Poftirea este o predispoziție nativă, biologică. Nu-mi stă frumos să spun că e o chestiune animalică. Vreau să spun numai că e una care ține de carne, reflexă. Nu trebuie să faci școală pentru asta, deloc. Mă apropii de încheiere. Cum ne raportăm la păcat? Prin fugă de păcat sau prin dialog, prin negociere cu păcatul? Păcatul va veni și la voi, prin ispită. Și veți fi tentați în viață, ca fiecare dintre noi, să faceți o grămadă de păcate cu mintea, cu ochii, cu gura, cu inima, cu trupul, cu relațiile, cu tot felul. Puteți păcătui în milioane de feluri. Cum vă raportați voi la tendința cărnii de a păcătui? Prin fugă de păcat, fugi de păcatele tinereții. Prin fugă de păcat sau prin negociere cu păcatul, crezându-te în control, suficient de matur, pocăit de mulți ani, copil de păstor sau de proroc și asta îți dă nu știu ce valeități spirituale și nu știu ce capacități. Cum ai de gând să te raportezi la păcat? Asta va conduce familia voastră la liniște, la tihnă, la evitarea multor suspiciuni și gelozii sau la prezența acestora. Totul depinde de voi. Noi astăzi vă binecuvântăm în numele Domnului, dar după aceea ca pe un ou proaspăt, voi o să-l țineți restul vieții în mână și o să alergați să nu cadă. Cum vă raportați la el? Închei spunându-vă o ultimă întrebare. Cum ne raportăm la viața de familie? Cu responsabilitate sau cu nepăsare? Sunt soți care intră în viața de familie crezând că acum au pe cineva care să-i facă fericiți, în timp ce ei nu fac aproape nimic, devenind o povară pe inima partenerului care trebuie să facă din ce în ce mai multe lucruri, și ce sunt de responsabilitatea ei sau a lui, și ce sunt de responsabilitatea celuilalt. Cum vă raportați voi la viața de familie? Cine intră în viața de familie cu scopul să fie fericit, foarte probabil că nu va fi. Cine intră în viața de familie cu scopul să facă fericit pe partener, cu siguranță va fi. Pentru că cea mai mare fericire în viață este să-ți vezi tovarășul de viață fericit. Atunci mă culc liniștit când este Carmen liniștită. Dacă ea nu-i liniștită, neliniștea ei se transferă asupra mea și nici eu nu pot să dorm că nu merge. Este foarte important să ne definim raportul vis-a-vis de familie. Cum ne raportăm? Nu poți să spui fac ce vreau, poți să faci ce vrei până te căsătorești. Dar după ce te-ai căsătorit,
ești doi pe același cal, nu mai poți să faci ce vrei. Nu mai poți să zici, eu mă duc cu calul unde vrei, că îl iei și pe ăsta cu tine fără să vrea. Trebuie să vă înțelegeți unde mergeți cu calul, că amândoi sunteți în spinarea lui. Dacă ar avea el calul lui și tu calul tău, ai putea să zici, ai, du-te încolo, eu încolo și ne întâlnim diseară. Dar sunteți amândoi pe același animal. Amândoi în aceeași mașină, amândoi în aceeași pantofi. Ce faci tu dacă tu mergi în ploaie? Nu uita că o udă și pe ea și poate ei face rău ploaia. Fac ce vreau, de astăzi înainte să fie șters din vocabularul limbii române și din altele engleze, și dacă mai știți vreo limbă și de acolo. Nu mai există fac ce vreau. Sunteți doi tineri frumoși, sunteți îmbrăcat frumos, sunteți înconjurat de oamenii aceștia care au investit în viața voastră. Oamenii aceștia s-au rugat pentru voi să ajungeți la clipa asta. Ei se bucură foarte mult astăzi și ei speră că voi veți avea maturitatea necesară să vă raportați corect, înțelept la toate lucrurile acestea pe care eu le-am amintit. Pentru că în momentul în care raportul vostru, raportarea voastră la aceste lucruri, este unul înțelept și echilibrat, rezultatul va fi fericirea voastră. Nu a mea, a voastră. Noi doar ne vom bucura de voi. Puneți-vă astăzi pe inimă să înțelegeți că ce face omul, aceea va avea. Cu ce măsoară, cu aceea îi se va măsura. Și cum se raportează la lucrurile din împrejur, toate acestea se vor întoarce ca un bumerang împotriva lui. Mă rog Domnului alături de întreaga biserică, de părinții voștri, de rudele și prietenii voștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze și viața voastră de familie să fie frumoasă, plăcută și binecuvântată de Domnul, alături de care să mergeți în fiecare zi până la capăt. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!